Salutare șoferițe și șoferi, de bună credință! Acest material vine ca o completare la materialul în care demonstram că un tahograf înregistrează și ia de bun ca timp și activitate ce îi dictezi și confirmi tu ca utilizator. Iar acolo, ca procedeu incorrect, dădeam exemplu pe cei care schimbă starea din alte activități în pauză și sau repaus prin oprirea motorului în loc de butonul de activități. Iar în imagine aveți un exemplu de greșeală des întâlnită printre aceștia, la schimbul de camioane, nefiind atenți pe ce stare rămâne la oprire tahograful montat pe noul camion, crezând că face la fel ca cel vechi, rezultatul aveți în imagine. Din păcate, tehnic, o activitate înregistrată fie că automat prin tahograf, fie că manual prin funcția introducere de date manuale și confirmate, totul nu se mai poate modifica. Deci, atenție mare! Doar la arhivare prin softurile de gestiune sau orice aplicație personală pe care un șofer o poate deține, se pot edita și arhiva activitățile corect, cu mențiunile de rigoare pentru eventualele controle la firmă unde sunteți acoperiți. Dar hai să vedem ce se poate face pe moment, pentru ca la eventualitatea unui control în trafic, în următoarele 28 de zile plus cea în curs, să dregeți busuiocul. De la bun început vreau să precizez faptul că regulamentul 165/2014 al Comisiei Europene nu dă nicio alternativă, exact așa cum se întâmplă în cazul de pierdere, furt sau eroare a cardului sau defecțiune aparatură. Iar norma urmează o direcție clară, șoferul trebuie să opereze corect tahograful, dar UE îndeamnă autoritățile naționale în codurile de procedură să dea atenție asupra greșelii, iar administrația locală, în caz de control, să accepte ce se prezintă prin următoarele ca un act de asumare și bună credință a șoferului că a greșit. Pornind de la exemplu de față, se face o imprimare a activităților zilnice pe fiecare zi calendaristică în parte, 13 și 14 iunie, tahograful făcând o identificare a șoferului plus restul de informații. Apoi, pe verso, în chenarul de activități, se înscrie manual perioada de timp corespunzătoare și activitatea corectă, pe fiecare în parte. Iar cu semnătură și identificare vă asumați și răspundeți de cele declarate. Cele două imprimări se păstrează cu sfințenie, iar în caz de control, n-așteptați ca agentul să vă ia la întrebări. Atenționați asupra celor întâmplate și prezentați imprimările. Odată cu descărcarea cardului, oferiți firmei spre arhivare copii ale imprimărilor, softul de gestiune dând posibilitatea de a încărca arhive, ca și în cazul folosirii derogărilor. În încheiere, în speranța că vă sunt utile aceste materiale asupra situațiilor întâlnite în online, vă rog, atenție mare și fără grabă la utilizarea tahografului, iar până data viitoare, drumuri, line și zi.